impactul rețelelor de socializare asupra elevilor și folosirea în exces a gadgeturilor. Aceasta este tema ediției de astăzi, care, de altfel, a fost sugerată de profesori și părinți. Și pentru că este o temă pe cât de importantă, pe atât de actuală, am realizat un sondaj de opinie, am discutat și cu elevii și cu psihologii și am identificat soluții. Da, asta chiar este o problemă. De exemplu, am o soră mai mică care are 8 ani și este puțin influențată de... Da, puțin. Și eu nu învăț aici, învăț România, dar acum când am venit acasă, am luat-o eu așa și i-am luat telefonul, zic că gata, pe o săptămână nu vezi niciun telefon, nimic, pentru că am observat așa o chestie la ea că i-am luat telefon și deodată a început, parcă era în depresie, parcă gata, nu mai exista viață. Da, nu exista viață fără telefon și am spus gata, nu... Adică telefonul este o problemă foarte mare în rândul copiilor, mai ales în ziua de astăzi, și cred că părinții ar trebui să ia o soluție. Care ar fi această soluție? Să le facă un regim, de exemplu, o oră, două ore pe zi și să-i controleze anume ce facă telefon, ce privesc telefon, pentru că acum ce apare... Conținuturile sunt foarte puternic influențabile, cum s-ar spune, asupra psihica copilului. Voi cât timp stați pe telefon? În zi vreau să zic 5-6 ore. Asta este mult? Este puțin? Considerabil e medium, normal. Și cum te simți tu după o zi cu ochii în telefon? Bine, adică nu am schimbare, tot mă simt normal. De ce alegeți voi telefonul în locul socializării, întâlnirilor, plimbărilor în aer liber? Eu socializez, merg în aer liber, eu stau în telefon când nu am ce face sau am timp liber. Dar asta nu înseamnă că eu nu ies. Eu chiar, în fiecare zi eu sunt afară, socializez cu oameni. Dar observi acest fenomen, deci noi tot mai mult și mai mult suntem dependenți de telefon. Observ asta, da. Cum crezi tu? În câțiva ani unde ajungem? Cred... În acest ritm? Consider că o să ajungem poate și la zile mai rele, dar când o să se observe schimbarea asta, cred că cineva o să iei schimbări față de asta și vom ajunge înapoi la vremurile mai bune. Crezi că cineva ne poate dicta sau ne poate impune? Dacă vreau să stau, stau în telefon. Nu, nimeni nu ne va impune și nimeni nu ne va dicta, dar când vom vedea efecte negative, atunci noi ne vom schimba. Care sunt aceste efecte negative? Cred că ar fi timpul petrecut prea mult în fața gadgeturilor, se ia din timpul personal, în loc să facem lucruri cu mult mai folositoare, ne ocupăm timpul cu lucruri mai puțin folositoare, care au un impact destul de negativ, dacă nu sunt folosite conformitate cum trebuie, să zicem. Tu de câte ori accesezi paginile tale, conturile tale din online? În dependență de timpul liber, dacă este mai mult timp liber, cred că la vreo 6 ore este posibil timp de zi. Cât timp ați putea voi rezista fără telefon? Fără telefon? Cât aș putea? Depinde și de situație, cred că, dar eu aș zice că jumate de zi, așa, cam. El are atât impact pozitiv cât și negativ. Spre exemplu, dacă îl folosim pentru ore, pentru a găsi mai ușor o informație, adică nu mai este nevoie să plecăm la bibliotecă, să căutăm cărți pentru să sustragem toată această informație, este mai ușor să dai un acces pe Google și toată informația este pusă pe tavă, să zicem așa. Cred că aș putea o zi, două, dacă nu aș avea nevoie. În afara, ca să socializez cu oamenii, dacă n-aș avea nevoie pentru ore sau informații, să zicem, utile. În concluzie, este un plus, este un minus? În dependență pentru ce sferă îl folosim. El poate să aducă atât lucruri folositoare, cât și impact negativ asupra vieții noastre. Telefonul e o plăcere, dar sub control e mai bine. În ultima perioadă folosim foarte mult telefonul și ne îndepărtăm de tot ce înseamnă prieteni, cunoștințe. Viața reală. Viața reală. Ce ar trebui să se întâmple ca să păstrăm acest echilibru? Să dăm la o parte telefonul și să ne bucurăm de orice moment petrecut, pentru că viața e scurtă.
În ultima perioadă, viața noastră a trecut mai mult pe internet. Acolo petreceți și voi o bună parte din timp. Vreau să-mi spuneți care este impactul aflării voastre pe diferite platforme. Este promovarea diferitor produse, promovarea școlii noastre, desigur, promovarea diferitor concursuri care putem participa. Ce mai poți mai fi? Diferite, adică ajutoare la oameni nevoiași. Într-adevăr, noi mai mult stăm pe rețelele de socializare, pentru că acolo avem diferite conturi a școlii. Primul cont al școlii este unul general, avem unul ce ține de Consiliul Elevilor, unul ce ține pe Instagram deja de activitatea tinerilor, mai mult ce activități facem noi, postăm acolo diferite sondaje, ce vor elevii să vadă de la noi, ce vor să manifeste, cum să manifeste Consiliul Elevilor, ce vor să facă ceva nou. Și, desigur, asta ne ajută foarte mult pentru că noi aflăm și părerea celorlalți despre noi. Și doar pe Instagram sunteți? Nu, avem Instagram, Viber, toate rețelele de socializare. Așa? Care vă este mai aproape sau care vă oferă, eu știu, mai multe oportunități de... Facebook-ul, pentru că acolo majoritatea elevilor sunt, acolo și părinții, putem distribui și acolo văd toți. Cu păreri de rău, unii elevi, studenți, adolescenți pierd noțiunea timpului și stau până târziu pe rețelele de socializare, fără niciun folos, adică pur și simplu stau ca să fie. Așa? Tu când închizi telefonul? Eu? Depinde de zi, de moment. Când și cum. Nu prea sigur ești. Nu. Pe lângă beneficiile care le aduce internetul și social media, mai sunt și capcane, mai sunt și pericole. Care sunt ele? Petrecând mai mult timp la calculator, la telefon, deci avem o oboseală un pic mai diferită de față de cea pe care o avem cu elevii prezenți fizic. Sunt dezavantaje pentru că suntem mereu conectați la calculator. Dacă nu suntem la calculator prezenți la ore, suntem pe grupuri în telefon verificând care ce-o scris, ce nu înțeles, o trimis tema pentru acasă, nu o trimis. Deci, practic, suntem permanent legați, cu mâinile legate, fie de telefon, fie de calculator. Asta nu este, desigur, un avantaj. Petrecem foarte mult timp, ne epuizăm la maxim și asta ar fi cel mai mare dezavantaj. Internetul este foarte plin de negativism, pentru că sunt persoane invidioase care pot să-ți blocheze contul, să creezi probleme, să te dezavantajeze prin spunerea unor lucruri neadevărate despre tine. Poate să-ți creezi imagine urâtă față de ceilalți și pot să spun că am primit-o eu. Ca fată e foarte ușor să fii manipulată de unele persoane, băieți nu știu, dar noi fetele suntem puțin mai sensibile, mai ușor de intimidat, da. Și... și ce ai făcut tu în momentul când, iată, ți s-a întâmplat să treci prin așa experiență neplăcută? Când am trecut prin intimidare față de alți colegi, am apelat la părinți, i-am anunțat, dar am și tratat-o cu nepăsare față de ei, știind că care persoane sunt care mi-au făcut acest rău. Și am început să mă protejez mai bine, să nu dau toate informațiile pe internet sau unde mă aflu la fiecare pas, adică foarte privat. Așa, este important să fim mai discreți și să nu afișăm viața noastră privată pe internet? Eu cred că da. Este important pentru că prin toate pozele sau chiar și fie și videoclipurile, ele pot fi editate, de exemplu, poți să le salvezi în telefon, după ce să le editezi, spui, de exemplu, stai capul de la poze, să le
înlocuiască cu altă poză și să remonteze. Da, să remonteze și să facă iar să apaie pe internet. Așa, cum ne protejăm? Ce trebuie să facem sau ce trebuie să cunoaștem? Trebuie pe un timp să încercăm să nu postăm nimic pe internet, să vedem ce se întâmplă după asta. La mine asta s-a întâmplat, eu contul meu de odnoclastic, cum a fost înainte, a fost blocat. Eu am încercat ca să-l deblochez, n-am apelat la nimeni, am încercat să caut toate informații despre contul meu. Ai reușit? Da, până la urmă am reușit, am avut numărul de telefon care a fost făcut, după ce eu l-am deschis, pe el au fost foarte multe informații, postări diferite, nebunii, cum s-ar spune. Și când m-am uitat, eu mi-am pus mâinile cap, cum s-ar spune. Și ce ai făcut? Am început a șterge tot, tot ce am avut, prieteni, tot a fost contul gol-gluț. Și am încercat așa să schimb numele, să schimb parolă, e-mail, număr de telefon. Adică ți-ai atribuit o altă identitate? Da. Și? A fost suficient? A fost suficient până ce nu am uitat parola eu singur de acum. Și a rămas contul închis mereu. De acum nu mă folosesc de el. Așa? Dar voi apelați la profesorii voștri în asemenea situație? Deci că aveți un profesor de informatică, probabil care cunoaște mai multe și știe toate instrumentele? Pentru mine s-ar spune că eu nu prea prefer să apelez la cineva. Încerc să-mi repar singur problemele. Da, dacă sunt probleme mai mari, care nu am puterea să le rezolv, da, apelez la profesor sau chiar și la prieteni. Așa, până la urmă, această lume online este un plus, este un minus, este bine, este mai puțin bine, voi cum credeți? Este și plus și minus. Poate fi plus, poate fi, hai să presupunem. Deci avem, la un click distanță, avem legătura cu toată lumea. Da, de exemplu, poate fi convorbire, cum este Skype, nu știu acum la moment dacă se folosește cineva. Au apărut altele mai multe. Da, au apărut acum Messenger-ul, Viber-ul, WhatsApp-ul. Telegram-ul tot poate fi, dar nu mă folosesc de el. De asta din perspectiva mea. Pentru că am observat că Telegram-ul face multe probleme. Mi-a salvat tot ce era acolo, tot în telefonul meu. Și telefonul prindea să merge mai greu. Și memoria era mult mai plină. În opinia mea pot spune că rețelele de socializare ne aduc foarte multe beneficii, deoarece putem discuta cu oricine, de oriunde, într-un timp foarte scurt. De pe internet putem culege foarte multe informații utile care ne ajută atât la școală cât și în viață, iar pe internet mai putem petrece timpul relaxându-ne, de exemplu, platforma de TikTok, unde putem să vedem multe clipuri amuzante cu o tentă foarte mare de umor și cred că TikTok-ul este platforma cea mai bună pentru promovare, deoarece foarte multe clipuri ajung virale într-un timp foarte scurt. Probabil este și cazul colegului vostru, da? Când meserașii au fost data trecută la voi în școală, o secvență din emisiune a ajuns virală pe TikTok. Cine știe despre cine e vorba? Am văzut clipul înainte de a vedea emisiunea integrală și cred că această secvență video cred că ne-a promovat foarte mult școala, deoarece după această secvență foarte mulți cunoscuți au recunoscut școala, mi-au scris că eu sunt de acolo, dacă îl cunosc, dacă nu îl cunosc. Așa, băiatul a devenit foarte cunoscut, da? Da, într-un popular. Timp foarte scurt a devenit o vedetă pentru noi. Așa, bine. Cum folosiți voi TikTok-ul? Eu personal îl folosesc ca un refugiu, acolo mă relaxez, petrec timp seara înainte de culcare. Uite, colega ta nu a fost de acord, a zis că acolo toată lumea degradează, argumentează. Eu însă consider că platforma însăși, platforma TikTok, este o platformă care degradează persoanele, nu știu, nu în toate cazurile, nu toate videoclipurile, pot spune că sunt spre degradare, dar în mare caz da. Pentru că acolo sunt diferite videoclipuri necenzurate. Vedem mai mult fete care și nu își promovează activitățile lor, dar corpul. Și consider că asta nu este
o platformă foarte bună pentru că nu avem ce lua bun. În schimb, putem folosi Google sau ceva mai... să găsim informații ce țin de școală, de meserie, de, nu știu, de relații. Putem diferite informații utile care nu se găsesc pe TikTok, dar le găsim și în altă parte. Eu sunt de acord cu colega mea ce a spus că sunt multe lucruri pozitive și negative pe TikTok. De exemplu, noi putem să alegem la ce să privim. Ce privim, ce ne apare în continuare. Am ales un videoclip la care l-am apreciat. După asta mi-a arătat același videoclip. Sau aceeași temă. Eu cred că ar trebui, multe persoane ar trebui să-și menții viața lor pe rețele sociale puțin mai privat. Adică, cum am spus, că îi degradează. N-ar trebui tot să repete aceeași. Dacă cineva a făcut ceva greșit, următorul tot aceeași videoclip îl face și iarăși îl postează sau face comentarii negative. Așa, deci noi ne referim la moralitate. Prea multe fete se dezvelesc, se dezgolesc, nu știu cât de frumos, da? Da, acolo apare multe comentarii, de la asta apare deja și spargerea conturilor și tot așa în continuare. Așa, pe tine personal, cum te-a influențat în bine viața online, lumea online? Mie lumea online îmi place foarte mult, pot să am legătura cu părinții, de peste hotare, cu multe rude, la școală, la lucru. Adică eu mă simt foarte confortabil cu rețele sociale. Într-adevăr, în ultima perioadă, cred că simțiți și voi cum aleargă timpul, așa, galopează și lucrurile se întâmplă foarte, foarte repede. Mai știe cineva dintre voi cum se numea rețeaua socială a părinților voștri, a buneilor voștri? Rețelele, așa spus, pe care vorbeau să comunicau părinții sau bunii noștri erau scrisorile. Apoi apăruseră telefoanele care erau la poștă sau undeva pe la vreun vecin care avea mai mare posibilitate. Da. Și cu ajutorul lor puteau comunica cu persoanele care erau psihotare, cu rudele. Eu sunt curioasă. Deci s-a demonstrat că mulți din bunii voștri au învățat aceste instrumente moderne și pot să stea și pe Facebook, pe Messenger, și pe Skype, și pe WhatsApp, și pe Viber ca să comunice cu copiii și nepoții lor aflați în străinătate. Și pe voi, dacă v-am scoate afară, la prășit, la săpat, la cules, v-ați descurca? Da? Da? Cred că ar trebui să luăm un exemplu de la părinții și bunii noștri, care vorbeau chiar față în față, mereu comunicau, adică ieșeau pe afară sau... Se întâlneau la șezători? Se întâlneau, da. Sau chiar la poștă, cum am spus, duceau să-i suni pe cei de psihotare, dar rămâneau la taifas încă 2 ore acolo să vorbească și cred că ar trebui, din nou, să luăm un exemplu, să mai ieșim și noi, pentru că suntem prea... dependenți de telefoane într-o oarecare măsură și... Vă lipsește comunicarea? Socializarea? Un pic, da. Da? Poate. Se întâmplă să stați la 2 metri distanță și să butonați, să vă transmiteți unul la altul? Mesaje, da. Trebuie să ne mai întâlnim, să mai ieșim afară la o plimbare. Uneori, până în gospodărie, acasă, să ajutăm părinții, bunicii în sate. Mai pot adăuga că, iată, cum am spus colegul care a devenit viral, trebuie să muncim mereu și să ne câștigăm propriul bani și propria pâine. Să nu stăm dependenți ca noi, care suntem în prezent, dependenți doar de telefon, stând pe rețele de socializare. Recunoașteți asta, da? Deoarece eu singur sunt chiar această persoană care stau aproape mereu pe telefon, chiar dacă medicul mi-a spus că trebuie doar jumate de oră să stau pe telefon, dar stau ore, 3-4 ore undeva în telefon. Stau închis în casă, nimic, nicăieri nu ies, cu prietenii nu ies nicăieri, doar rar pe la magazin, doar de dacă mă duc. De ce se întâmplă asta?
Deoarece, nu știu, așa este firea mea și chiar și acasă. Este firea ta sau asta e caracteristic pentru generația voastră? Și pentru generație, dar m-am deprins eu deja, iată, eu după lecții vin, mai învăț un pic și după asta mănânc și iar în telefon mă apuc sau dorm și iar în telefon mă trezesc. Da, și ochișorii când îi protejez? Numai când dorm. Eu nu sunt de acord cu părerea lui Nicolae, că doar el este obsedat, spunem așa, de telefon. Întreaga generație în ziua de azi este o obsesie față de telefoanele acestea și... Da, mai sunt laptopuri, mai sunt tablete, mai sunt, deci de toate gadgeturile. Da. Așa. Prima, ultima versie care a ieșit, așa e a noastră. Trebuie să o cumpărăm toți banii de pe dânsa, ca mai apoi o stricăm și s-o duc toți banii. Adică... Ce ar trebui să se întâmple ca să ne gestionăm altfel timpul? Dar nu putem, adică asta e o... Intrat în deprindere. E ceva care e în sânge merge acum, adică telefonul. Asta e bine? Nu. Este o problemă foarte mare. Eu cred că ar trebui să ne debarasăm o leacă de online și de toate telefoanele. Și ca să luăm din perspectiva multor persoane, eu... Mereu când, poate fi și chiar în transport, stau multe persoane în telefon, eu mă uit și, de exemplu, poate să întâmple ceva, să-i dispară bani, nu, ochii nu-i atrage de la telefon, numai cu ochii. Elementar stă o persoană în vârstă, în picioare, da, lângă el și el nu observă, nu ridică ochii din telefon ca să... Sau poate fi cu căștile în urechi și persoana dată care stă în picioare poate să spui dă-mi voie sau că mă dor picioare, de exemplu, sau poate să fie chiar o persoană în stare, cum s-ar spune, însărcinată, să aibă un prunc oarecare și el stă în picioare și el stă cu ochii în telefon, poate că a atras atenția, dar nu vrea să ridice din cauza că, cum s-ar spune, lasă să mai stai în picioare. De telefon. Ce-i de făcut? Să zic din perspectiva mea, eu ca să lepă telefonul, să-l las, cel mai simplu e să-l pun la mod avion. Pun la mod avion, îl las în casă, îmi iau, de exemplu, boxa și ies afară și-mi pun muzică și-mi caut de treabă, ca să scăp de telefon cel mai des. Dar voi de când aveți telefoanele la îndemână, mai citiți? Da. Putem să citim doar la lecții, când faci, când un text, ceva de genul. Citim acolo, după aceea când ducem prin cămin iarăși sau chiar pe la casele noastre, să facem temele, citim așa de condiția numai exercițiului, după aceea închidem cartea și deci nu ne trebuie. Îmi spui că eu n-am înțeles. Da, eu n-am înțeles tema. Eu cred că o soluție de a scăpa de internet, nu doar de internet, dar și de telefoane, ar fi ca să găsim mai multe ocupații, să ieșim cu prietenii mai des la plimbări, să facem sport, să citim mai mult. Adică dacă avem ocupații, chiar de exemplu eu dacă lucrez, eu nu am timp de telefon, vin acasă și mă culc ca două zi la școală și asta e. Ar trebui să ne dezvoltăm, să ne ocupăm mai mult de noi, să fim... Mai activi, mai prietenoși, mai empatici, mai sociabili, da? Chiar dacă am enumerat o multitudine de avantaje a telefonului, a rețelelor, avem și o mare nevoie de un refugiu din această capcană în care suntem cu toții elevi, profesori, părinți, copii. Deci acest refugiu ar fi ca să ne uităm în jurul nostru, să avem o comunicare față în față, să vedem ce simte aproapele, să-l înțelegem, să fim mai empatici, să fim mai deschiși și nu doar să acceptăm binele și frumosul din rețelele de socializare. Totodată, chiar dacă școala are o multitudine de activități în care sunt implicați elevii, chiar dacă îi motivăm necontenit cu diferite cercuri și activități în care ei sunt încadrați, noi oricum ne dorim ca
ei să aibă mai mult timp liber pentru ei, pentru dezvoltarea lor și să nu depindă într-atât de mult de rețelele de socializare. O soluție ar fi să ne gândim un pic la noi, să ne gândim la dezvoltarea noastră personală, la ce vrem să fim și ce reprezentăm. Ar trebui să ne dezvoltăm singuri pe noi, să ne așteptăm cineva să ne roage, care, de exemplu, când venim la școală și profesorii ne impun să învățăm. Trebuie să fim mai motivați, să lăsăm un pic telefoanele și să ne apucăm de carte. Noi azi vorbim despre impactul rețelelor de socializare asupra individului, cum reușim să ne protejăm de negativ, ce ar trebui să facem ca viața noastră să prindă culoare, dar nu pe rețele. Te duci la lucru. Așa? Te duci, lucrești, n-ai când stai în telefon, ai venit la lucru obosit, ai făcut o baie mâncat și dus la culcare. Ne-am să trezeți, trezeți de vreme, că trebuie să duci iar la lucru. Și asta repezi și n-ai când stai în telefon. Așa, bine. Vorbim de oamenii maturi, deja care au un job. Dar raportat la ele? Atunci ne concentrăm la ceva hobby. Sport, samorazvitie, citești cărți, ieși cu prietenii, vorbiți, vă dezvoltați și așa mai departe. Numai nu stai în telefon. Să petrecem timp afară cu prietenii în loc să postăm fiecare mișcare a noastră pe rețelele sociale, pentru că multe persoane nu acceptă ideile și comportamentul nostru și este un val asupra noastră. Mai bine să lăsăm un pic telefonul și să ieșim cu prietenii la o plimbare și să ne bucurăm de copacii de afară. Care sunt izvoarele voastre? De unde vă inspirați voi? Într-adevăr, tehnologiile informaționale sunt viitorul. Noi, de exemplu, ne putem informa de pe Instagram, de pe Facebook, ce sunt de noutăți, sau chiar și TikTok. Însă, la colegiu, da, noi ne folosim de platforma WebLesson, unde avem acces la diferite manuale digitale legate cu tematica, da, specialității, sau, de exemplu, unde cel mai des noi facem temele pentru o casă, laboratoarele le plasăm sau chiar examenul, este pe platforma Moodle. Așa, v-ați închipui o zi fără telefon și fără acces la internet? Cred că nu. Nu, o zi poate aș ține, dar mai mult de o zi, imposibil. Asta de ce? Asta e ca un drog. Un drog la toată tinerețea modernă. Înseamnă că trebuie să scăpăm de el. Nu neapărat. Să luăm dozat. Da, dozat. Adică sunt niște metode, ca, de exemplu, deficitul de dopamină, dacă știți ce înseamnă dopamină, adică să stăm, ca, de exemplu, fără o zi fără telefoane și asta, pur și simplu, ne resetează dopamina. Deficit de telefon, hai să spunem așa, de informații. Că în viața de zi cu zi aveam prea multă informație și asta, pur și simplu, asta tot dăunează. Da. Tu, personal, cât timp pierzi în internet? Cât timp stai în telefon? Întrebarea e bună, Cătere. Nu mai mult de 4-3 ore. Ce zice statistica? Ieri am stat 8 ore 45 minute. Dependența de gadgeturi, adică de telefoane mobile, tablete și calculatoare, se numește nomofobie și tinde să afecteze din ce în ce mai mult tânăra generație, susțin psihologii școlari. Comunicarea online a schimbat radical dinamica vieții adolescenților, tinerilor. Realitatea virtuală ne-a adus pentru tânăra generație o singurătate adâncă, deoarece marea majoritate a timpului își petrec în fața calculatoarelor, în fața telefoanelor, scriind mesaje seminilor lor și totodată folosesc acel stil de comunicare lapidar care tot mai des se folosește în site-urile de socializare. Tânărul în ziua de astăzi mai mult s-a deprins să vorbească prin mesaje scrise, folosind stilul de comunicare lapidar care tot mai mult se folosește în site-urile de socializare. De aceea, noi ne străduim cât mai mult să-i atragem pe elevii noștri să-și trăiască emoțiile aici, acum, să își exprime clar, liber gândurile sale, să fie autentic pe parcursul lecțiilor, să organizăm împreună cu ei activități unde să vină ei cu ideile lor, unde ei să-și exprime dorințele lor, reieșind din nevoile contingentului de elevi care îl avem.